eu prieten cu Bianca, nu. M-am avut bine. Am, la început am avut niște certuri, X motive. După aia m-am avut bine cu ea. Înainte să intre Ionuț în casă, n-am mai avut certuri cu ea. După aia a intrat Ionuț, m-am avut mai bine cu ea. Adică, când s-a certat cu Bianca, am fost să le împac amândouă, tot i-am ieșit rău. Tot ce am făcut spre bine am fost rău. Și acum, fără niciun motiv, vine și mă atacă și vorbește... Păi, n-a fost fără niciun motiv, Robert, că noi toate fetele ne-am supărat pe tine pentru felul în care tu te-ai comportat și cum ai ales să pui punct cu Catinca. Nu mă interesează, eu pun punct cum sunt eu, cum vreau eu. Nu trebuie să mă judece nimeni, pentru că eu nu judec pe nimeni aici cum abordează nu situația. Nu se judecă nimeni, doar că nu mi se pare corect să pui punct se pune corect, mi se pare corect. Pe conexiune, fără să mai aveți măcar mi se pare foarte, conversație. Mi se pare foarte corect. Dar pentru și nu-ți pare rău? Că, nu-mi pare rău, pentru că nimeni n-a fost aici de față cu mine și cu doamna Andreea și cu ea când ați plecat toți și am mai rămas 15 minute și am vorbit și am văzut în ce stare era epuizată fizic și psihic, Robert. Și eu sunt epuizat psihic și fizic. Tu ești bărbat, duci altfel decât duce o femeie. Pe mine jigniți-mă, dați-mi mine că-s bărbat. Cât a dus toți băieții din casă care au dat în ea pentru că ți-a ținut ție partea? Cât a dus? Care toți băieții? Toți. A dat Ionuț în ea? Lasă-l pe Ionuț, că Ionuț era, cred că, singur acolo de partea a voastră. A dat Patrick în ea? Patrick nu era în casă. A dat Antoni cum... Toți! N-au dat băieții în Catinca. Pentru că ținea mie partea? Îi ținea partea lui Robert. Nu e adevărat. Ionuț! Nu era aici. Nu mă țin minte cine a dat. Păi, Catinca a spus mereu, mi-am pus ambele case în cap pentru tine. De multe ori aveam impresia că dacă spun ceva foarte încet, nu o să se audă. Doamne, dar ce crispat eram eu în prima zi, în prima zi când am venit aici. Vă povestesc așa o chestie care nu mi-a ieșit din cap. Era un băiat Mihai, dar a fost el eliminat. Știu. Doamne, și găteam pe aici, pe la bucătărie. Ferească Dumnezeu. Ai venit la mine? Vezi că ai pe la valieră. Dacă am venit la tine? Da. Sincer? Mhm. Nu. Mulțumesc. Este pentru treaba. Sincer am venit. Și când m-ai văzut acolo pe scări, ce ai zis? Dar nu am înțeles de ce stăteai acolo, pe bune. Eram supărat. De ce? Te-am simțit că vii. Mința, da cadru. Mă simt folosit-o. Nu trebuia să merg în camera roșie. Dai, uitați-vă că e cam ciufulită, am fost îmbrățișată. Da? Da, și Catinca a zis asta. Dar bine, ne bucurăm pentru ei. Da. Dar nu va fi nimica. Adică da, măi, Bianca, dar ce să înțeleagă lumea? Uite, voi toți mi-ați scos ochii, să revenim acum la realitate și la prezent, că m-a aberat. Ce să înțeleagă lumea? Titanic. Bun, Cristina a spus de foarte multe ori că eu o pun într-o lumină proastă, da? Bun. Și oamenii sunt foarte revoltați spre multe chestii pe care le face Cristina singură și că eu o pun pe ea într-o lumină proastă. Care e lumina care se pune Cristina în momentul de față? Când îi subliniez greșelile. Păi eu nu-i subliniez greșelile, că oamenii oricum le văd. Eu nu pot să tac din gură când eu văd așa ceva. Când tu ai spus, păi... Când tu ai spus mereu că ai sentimente și că mă iubești și că nu știu ce și că ai plâns și că ai venit pentru mine în emisiune și să văd acum astea, mi se urcă tensiunea. Liniștește-te. Ăsta e cursul vieții. Oamenii se despart. Mi-a spus tot timpul, Radu, tu o pui într-o lumină proastă. Uite că eu nu-i fac nimic. Asta. Hai sus la mine. Asta că nu pot. Mâine. Mâine te îmbraci frumos? Surioara mea mică și frumoasă. Ce ai, mă, surioară? Auzi, dar giulege, luați-mă. Au! Da. Au, stai! Nu mai pot de... Hai, mergi să stăm pe canapea. A, nu lângă Giulia, că e geloasă. Hai, stai lângă... Ba da, lângă mine, tocmai ca să nu mai fie geloasă. Aici. Ia dă cu tăl, ai văzut? Pac. Te rog. De lângă noi? Dar ține-o pe ea, așa. Dă-mi frumos mâna. Da, eu ce sunt aici? Du-te de aici. Dă-și tu mâna. Dă-mi Cristina, tu ești foarte geloasă. Cum? Cristina? E geloasă. Nu. Dar știi că gelozia... Auzi? E geloasă. Tu te gândi? Tare, rău. Dar nu pot să mă gândi. Ah, mi-e suci mâna. Nu. Știi că te-am mai lovit odată la mână? Da, chiar. Atunci când ai să ți-am dat pusi, dă, să dau. Și acum, iartă-mă. Ce te alin, Cristina? Eu n-am văzut așa ceva.
aici nu s-a întâmplat nimic. Acum nimeni nu ți-a spus că o pui într-o lumină proastă. Nu, în general, în general mi-ați spus că o pun eu într-o lumină proastă și aiurea mie. Greșelile. Când... Păi îmi pare rău dacă eu simt să-i le spun. Da, dar de cadouri, de chestii, nu de Patrick. Asta, cu, asta nu e lumină proastă, asta îți pui. Mi-a zis și ieri că am pus într-o lumină proastă, că mie nu mi-a luat nimic. Te-ai agitat. Ce simți acum? Adică, de ce ești așa? Frustrare. Dar de ce? Că tu ai petrecut ce ai petrecut cu ea, până la urmă nu v-ați potrivit, hai, că încep și... Bianca, cât e aici, nu pot. Nu pot. Poți. Că ești bărbat. Este puțin. Că ești bărbat. E bune. Gen, eu cred că tu poți. Adică ai toate capacitățile ca să iei asta într-un mod matur, să te uiți așa. Da, poate să-ți pară rău. Dar nu lăsa să te afecteze în halul ăsta. Acum, ce ieșire a fost asta? Bă, că ce e? Că lumina prost. Nimeni nu ți-a zis nimic. Noi tăceam. Liniștește-te, respiră. Și povestești prima zi din casa iubirii. Nu. Spune ce simți, că o să-ți fie mai ușor. Da, dar asta nu zic. Cu... Mă deranjează. Mă deranjează când văd chestiile astea. Mă deranjează pentru că văd că toată lumea îi spune chestia asta, că se pune singur. Că face, că drege. Și dacă îi le spun eu îi le zic, nu știu cum să zic, ca să pot să, îi le zic într-un mod în care ea să le poată înțelege că ce-a făcut n-a fost bine. Cum ea îmi spune mie că eu ce-am făcut da, cum, n-a fost bine. Ascultă-mă. Singură, gen. Este singură, într-adevăr. Okay. Are tot dreptul să facă chestiile astea pe care le face. Dar pare să-și asume că, uite, oamenii crede că Patrick își bate joc de ea, că ea își bate joc de mine, de ce nu? Când faci jocurile astea cu prietenia, cu nu știu ce, fii da, asumată și spune. Dar tu poate nici nu știi chestia asta, s-a dat conexiune, dar tu poate nici nu vezi. Dar le știam deja. Da, dar îți dai seama că ea acum nu ți-a făcut o contră. Ea acum a făcut ceea ce a simțit, probabil. Ei, un da așa... Este! Ai scăpat. Ceau, fetelor! Să aveți drum bun! Mă duc la Vlada, să dar nu văd soții! Auzi să văd soții! Crezi că dacă te-ar fi văzut într-o discotecă, s-ar fi uitat tine? Nu mai scăpam de... Ai tu energie. O șanca. Hai că mă duc, că nu vreau să fiu pedepsită. Să aveți drum bun! Hai sus! Mihaela, pe tine, da, scuze! Decât cu ele am problemă, pe tine te mai aștept. Da, cu noi are problemă, auzi. Auzi. Câte bețe roabie vrei? Pa, Giulia, pa, Giulia, pa, Cristina. Nu te gândi. Uite. Dar aveți grijă. Auzi că dacă... Hai că nu poți să faci amândouă. O vedeai în discotecă, nu mai scăpa de tine. De data asta nu mai ai mușcat. Nici să nu mai faci, că rămâi cu cercele. Unde sunt? Ești Cristina, Cris. Ai mâncat cu Andrei și cu Robelo. N-am să te uit. Haide că e frig. O să vin și eu mâine și mănânc cu Larisa. Da. Ah, ba, bravo! Ai pupat-o în bot? Nu. De ce? Să vezi ce se duc acum la Vlada și o să zică că am dat eu din sesc în plăcere. Da, la Bianca se duc acum, sigur. Dacă nu m-au tocat aici, m-a tocat Julia aici. Vă e rușine de noi? Bă, descus-o pe toți. Pardon. Mine are să mă scoate. Ce faci, mă? Ales de design, mă. Transparent. Ți-am dat unine. Da, e drăguță să stai gata, e fie. Crezi tu că n-aș uitea că sunt de cadru aici? Nu. Eu de când a plecat cu farfuria Larisa, de când s-a dus cu farfuria la băieți, ea și ea ce să facă? Eu cred că ea face acum ce simte. Tu chiar crezi că ea face intenționat să-ți dea contra ție? Da. Nu, contra n-aș crede. Tu dacă iei o farfurie și te ceri la cameră, nu mai ești cu eu, nu știu, te duci să te dai la nu știu cine și te duci cu farfuria în partea aia la băieți. Tu nu știi că sunt de cadru aici. Nu, așa simți, așa simți. Da, dar nu după jumătate de oră, poate s-o dat acolo. Păi, cred că e de mult. Ei? Așa. Crezi că nu e de ceva timp acolo așa? Crezi că acum s-a dus și l-a luat în brațe? Uite, eu îți spun Radu, o chestie. Poți să iei toate fetele în brațe. Eu personal cred că Cristina nu are astfel de reacții cum ai tu. Zici nici măcar nu te bagă seama. Așa face Patrick cu ea. Tu m-auzi ce spun? Da. Când eu petrec timp cu tine sau așa orice, ea nici nu te bagă în seamă, nici nu te vede. Nici nu se uită la tine, nici nu-i pasă. Teres. De ce ai tu reacțiile astea? Ce vine cu a? Probabil. A, și vine fericită. Și cred că ar trebui să fii și tu. Zâmbește. Ia-ți mână de... Zâmbește, Radu. Zâmbește, bă, noi se pară că te-am făcut fericit. Mi-am asigurat votul spre eliminare din partea lui Ionut. Dar ce ai făcut? O să te uiți la televizor. Ce faci? Nu vreau să mă uit la televizor, vreau să-mi spui tu. Că eu n-am timp acum. Mă, zic doar ce am înțeles eu. Uite-l la fața ei. Că de ce ești așa ciufulită, Cristina? De ce satisfăcută e? Adică
se vede pe ea tot. Doamne, Radu, nici nu pot să cred. E în extaz pe ce s-a întâmplat. Doar așa. S-a întâmplat acolo, nu pe ce. Și ai văzut cum a venit? Da, și? Totul. Doar nu era să se întristeze acum la ușă. E fierte. Eu vreau casă. Vreau să mă duc în țara Oașului, să fiu cu Mihaela. Copii, șapte copii. Mi-e plac lucrurile tradiționale, eu sunt de casă, îmi plac eu sunt băiat de casă. Pot să-l întreb și pe el. Și când am fost... Mi-mi place viața. Mi-a plăcut întrebarea capcană cine pe care a pus-o Giulia Mihaelei. Nu, Catinca Mihaelei i-a zis... Dar, Mihaela, tu-l vezi pe Cosmin băiat de casă? Că ceva a zis Mihaela undeva. Și a zis Mihaela, cu mine, da. Și a început să râdă Catinca, da, cu tine, dar adică ți-ai zis că ești un vagabond sau cea mai mult. Până ieri, când i-am pus eu din nou aceeași întrebare, el a observat mai mult pe Larisa. Cum a observat? Adică cum? Păi, adică nu știu, nu am înțeles. Cum vorbește tu cu el și vezi ce înțelegi. Nu știu ce limbă vorbește Ionuț. Păi tu de ce nu înțelegi? Că tu înțelegi oamenii.